Structura unui comentariu literar. Dacă v-ați găsit vreodată în ipostază de a realiza un eseu de 3-4 pagini, dar nu știți să-l întocmiți sau, chiar dacă l-ați realizat, punctajul nu a fost cel scontat, înseamnă că acest video este ceea ce vă trebuie. Să vedem așadar cum se realizează un astfel de comentariu. În primul rând, trebuie să știți că orice comentariu se realizează în 3 etape. Se vor urmări elementele contextuale, textuale și extratextuale. Elementele contextuale se referă la aspectele care pot fi identificate fără o lectură propriu-zisă a textului, adică informații pe care le deducem de pe coperta cărții sau din alte surse atunci când ne informăm despre autor și operă înainte de a citi. Elementele textuale sunt cele care pot fi identificate în urma lecturii, iar elementele extratextuale se referă la ceea ce putem deduce după finalizarea lecturii, atunci când am închis cartea, și să le luăm pe fiecare în parte. Ținând cont că mereu se pleacă de la general la particular, atunci trebuie să precizăm prima dată curentul literar și ce trebuie să menționăm, când și unde a apărut acesta, dar și principalele trăsături în 5-6 rânduri. Apoi, menționăm datele despre autor, din ce perioada literaturii române face parte, principalele sale opere, ce tematică a abordat sau pentru ce este cunoscut, eventual un citat critic despre acesta. Încadrare. Când și unde a apărut opera pe care o comentăm, ce aduce ea nouă în literatură sau de ce este importantă și un citat critic despre aceasta. Semnificația titlului. Se menționează dacă este sintetic, adică format dintr-un singur cuvânt, sau analitic, format din mai multe cuvinte, din ce părți de vorbire este format, ce desemnează, de pildă, poate desemna tema operei, specia literară, numele unui personaj, un simbol, timpul și spațiu, etc. Pe ce figură de stil se bazează, ce simbolizează sau semnificații ascunse și, bineînțeles, rolul substantivului articulat sau nearticulat. Dacă este substantiv articulat, se unicizează sau se un sentiment sau peisaj, iar dacă este nearticulat, se generalizează sau se banalizează o idee. Structură. Menționăm aici numărul de capitole, acte sau strofe, planurile narrative sau poetice, elementele de prozodie dacă este aparține genului liric și tehnica narrativă sau tipul de lirism. Tema operei. Menționăm tema principală a operei și eventual teme secundare dacă există, motivele literare care se regăsesc, dar și motivul literar central. Apartenența la un gen și o specie literar. Menționăm de ce textul aparține genului epic, liric sau dramatic, iar dacă este vorba despre specie, și la început noi am menționat realismul de pildă, acum trebuie să argumentăm de ce romanul de față este unul de tip realist, balzacian, să spunem. Mai departe, elementele textuale. Trebuie să comentăm relația incipit-final și două secvențe reprezentative, dar pentru ca trecerea să fie lină între incipit și prima secvență, atunci trebuie să rezumăm de la incipit până la prima secvență și de la prima la a doua. Și haideți să vedem ce trebuie să menționăm la fiecare. Relația incipit-final. Se precizează tipul de incipit, dacă este ex abrupto sau captatio benevolentiae. Se precizează timpul și spațiul acțiunii, și se argumentează apartenența la un curent sau specie literară. De pildă, dacă reperele spațiotemporale sunt bine delimitate, acestea confirmă apartenența la curentul realist și conferă credibilitate sau veridicitate întâmplărilor. Dacă reperele spațiotemporale sunt vag delimitate, atunci, cum este cazul basmului, se pregătește cititorul pentru întâmplări miraculoase și personaje fantastice. Se rezumă secvența, se caracterizează personajul, se identifică elementele anticipative, se comentează replici sau detalii semnificative și se arată simetria dintre incipit și final. Prima secvență. Se precizează de ce este importantă, de pildă, poate evidenția o serie de calități ale personajului principal. Din ce moment al subiectului face parte, se rezumă secvența și utilizăm mai ales prezentul. Se caracterizează personajul, se precizează tipul de conflict,
Tipul de narator și perspectiva narrativă, se observă relația dintre personaje și se documentează replici semnificative. A doua secvență reprezentativă. Se rezumă secvența, se caracterizează din nou personajul, se documentează replici, detalii semnificative, așa cum am făcut și la prima secvență, se precizează relația dintre personaje. Și urmează elementele extratextuale. Menționăm ideea operei sau morala, concluzia pe care am extras-o în urma lecturii, particularitățile de limbaj și calitățile stilului și menționăm particularitățile de limbaj la nivel fonetic, lexical, morfosintactic și stilistic, asemănări cu alte opere, dacă este cazul, și se reamintesc trăsăturile curentului literar și, bineînțeles, dacă avem o opinie personală în urma lecturii. Sper că informațiile v-au fost utile și veți realiza și voi un eseu cât mai reușit. Succes!